Nu știu dacă m-a audiat cineva pentru că am fost într-o stare dezastroasă. Sunt efectiv bucăți. Asta a declarat Mihai Pleșu la ieșirea din arest. Judecătorii din Iași au hotărât că poate fi cercetat sub control judiciar și l-au lăsat să se întoarcă la București. Fiul filozofului Andrei Pleșu îi acuză pe procurori că i-au distrus viața profesională. Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în țara asta. Eu mă consider în funcționare de vinovat. Sunt bucăți, realmente, și vreau să-mi văd copii. După miezul nopții, când a expirat ordonanța de reținere emisă pe numele său, Mihai Pleșu a ieșit pe poarta centrului de arest preventiv din Iași. El respinge toate acuzațiile, care îl plasează în rândurile unui grup specializat în trafic de droguri, cannabis, ecstasy și ciuperci halucinogene. S-au vorbit despre niște lucruri atât de inexistente și de trăznăi. Eu lucrez cu copii de 25 de ani. Vă rog să vă imaginați ce părinte își va mai da copilul să facă terapie prin artă în condițiile în care profesorul este un traficant de droguri. Practic, mie personal consider că evenimentul ăsta mi-a distrus practic viața profesională. Iar pentru asta vrea să îi dea în judecată pe procurori la finalul întregului scandal. Sunt super fericit, pe de-o parte, că ajung să-mi văd familia, care probabil că sunt toți, pentru că și mama și tata sunt cardiaci și nu vreau să-mi imaginez cu ce grijă asta. Nu există nicio probă din care să rezulte măcar o întâlnire, un trafic de droguri în 7 luni de zile de când durează această anchetă. Odată cu Mihai Pleșu, a fost plasată sub control judiciar și tânăra acuzată că ar fi distribuit droguri în cluburile din Iași. Iar ceilalți 4 inculpați sunt cercetați în arest la domiciliu. Mihai Pleșu nu are voie să părăsească București. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.